Pe strada Ion în Roată, bălțile sunt ori foarte dese, ori se lățesc de la o parte la cealaltă, așa încât pietonii nu au cum să le ocolească. Ca să poată circula fără să se ude la picioare, oamenii s-au dotat cu cizme de cauciuc. Ce vă deranjează la strada asta pe care locuiți? Da, de găurile astea, tete, apă, când plouă, stă apă, tete, aici, tete. Uh-huh. Vă aveți cizme, sunteți echipat. Păi da, pentru asta le portează cizme, că e apă. E noroi, e tot. Când e uscat e mai bine, dar când plouă e jale. Asta cum treceți prin bălțile astea cu cizmele? Da, așa mergem cu cizmele. Marți dimineață gropile erau pline cu apă și bucăți de gheață. Locuitorii susțin că la prânz, când temperatura crește, apa le intră în curți și în bucătării. Unii au pus bucăți de lemn în fața casei și a porții ca să pășească pe ele. Strada nu este asfaltată și nu are sistem de canalizare. Păi dacă nu am făcut stradă, nu avem canalizare, nu avem apă trasă. Promisiuni sunt? În fiecare an. A, păi anul ăsta vor fi alegeri, ce credeți? Eu știu, s-a apucat de ea. Și o ține 5-6 ani. Și gata. Asta vă spune experiența? Bă, dar cum, e ca lupieni, eu ținut-o 3 ani de zile și tot nu-i bună. Dacă vă duceți gropile făcute acum. Oamenii susțin că vor avea nevoie de gondole peste câteva zile când vremea se va încălzi. Singura lor speranță stă în cei nou veniți în cartier. Ei cred că dacă proprietarii de vile vor face intervenții, administrația se va grăbi să le modernizeze strada. În primul rând, nu avem canalizare. Și este un impediment că avem vilile astea făcute și noi deja suntem în urmă cu civilizația față de ei. Că ne-ar trebui și nouă să avem unde să ne... De la, avem noi cad, avem hidrofor, să ieșim la... Și în afară de faptul că trebuie să iei gondola, să ieși în stradă, să iei barca, că acu-i frumos dacă e noroiul. De... Păi eu văd că nu-i frumos, că s-a dezghețat. E frumos, că, dar nu știți cum e când e noroiul, când nu-i deloc gheață. Deci te bagi până la... Un vecin de-al dumneavoastră ne-a sunat și ne-a spus că bălțile înscât strada și nici n-are pe unde ocoli. Că strada, dacă ni se umplu omului și o grada, că din stradă vine în o gradă, că n-are unde să duce. Că e, uitați cum e acolo, le umple oamenilor o grăzile de apă. Promisiuni sunt că s-au făcut vile și mai sunt ștat, poate ajută să ne pune. Asta e speranța dumneavoastră, ca cei de la vile să aibă relații la nivel înalt în administrație. Nu așa merge acum cu relații. Ce să facem? Asta e. Oamenii mai au o speranță. Alegerile locale. Totuși, ei se tem că primăria va începe lucrările în campania electorală, apoi le va abandona, cum a făcut în cazul străzii Lupeni, a cărei modernizare a durat 5 ani.